Bună ziua și bine v-am găsit la Prof. Online pe exerciții de matematică. Deci tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa A. Clasa. Și nu stăm pe gânduri repede. Ne rămăsese suma aceea, vreau să o clarificăm. Da. Ați făcut-o la clasă? Nu. Nu, a fost suplimentar și nu am înțeles. Da. Unde deci, am ajuns? Algebră facem sau ce facem? Algebră. Algebră, da? Algebră. Câte săptămâni aveți acum? 4 ore aveți, nu? Câte săptămâni de școală aveți? Câte săptămâni? 3? Fără să am că 2. Încă 2. Îți zic că e primul, da? Bun. Era vorba de o serie de numere. Da. Mi-amintesc că e vorba de numerele un întreg și... Nu, dar era 2 la 2 plus 3 la 2 plus 3 la 2. Scăpăm de suma aceea, da? Deci problema era cum calculăm IES egal cu 2 la a doua plus 3 la a doua plus puncte, puncte, plus 41 la a doua. Deci povestea, aici ne oprisem noi, nu știam să facem suma asta. Acum, eu am să te rog să ne amintim un pic. Anul trecut am făcut și sume interesante. Una din sume era asta. IES 1, IES egal cu 1 ori 2, plus 2 ori 3, plus puncte, puncte și mai departe, plus, hai să zicem, 41 ori 42. Da? 41 ori 42. Ne amintim, sigur, am făcut această sumă, dar nu mai știm să o facem. Da. Nu mai știm să o facem. Însă am să plec la suma asta, adică pentru a calcula pe asta, nu avem nicio inițiativă acum, sau dacă vrei inițiativă, o am ca și la asta. Însă, ca să-mi trezesc interesul, eu pe 3 l-aș scrie ca fiind 2 plus 1. Da? Aici este 3 ori 4, nu? Și pe 4 să scriu ca fiind 3 plus 1. Deci, suma IES este egal cu 1 ori 2 plus 2 ori, în loc de 3, zic 2 plus 1. O să spun 4 plus 2. 4 plus 2 sau 2 la 2? Da. Da. Hai să scrim ca să vadă toți prietenii noștri. Plus 3 ori, în loc de 4 să zic cât? 3 plus 1. 3 plus 1. Plus, și mai departe, plus puncte, puncte, 41 ori. Ori, în loc de 42, 41 ori 40. 41 plus 1, care e egal, mai departe, 1 ori 2, plus 2 la a doua, 2 la a doua, plus 2, că 2 ori nu fac 2, da? Plus 3 la a doua, plus 3, plus puncte, puncte și mai departe, plus 41 la a doua, 41 la a doua, plus 41. Cum observi, suma IES este scrisă acum ca fiind egală cu... Hai să scriu 2 la 2 plus 3 la 2 plus 41 la 2. Da? 2 la 2 plus 3 la 2 plus 4 la 2 plus puncte, puncte, plus 41 la a 2 și plus 1 ori 2 care face 2, asta de aici. Da? 1 ori 2 ăsta. Hai să lăsăm așa ca să vadă toată lumea. Plus 2, plus 3, plus 4, plus puncte, puncte, plus până la 41. Sigur că suma asta o putem face. Da. E sumă de care? Gauss. Adică am să iau în loc de 1 ori 2 să zic doar 1 plus 1, ca să fie toată suma, 1 plus 1. Și atunci, asta de aici toată e suma Gauss pe care tu o știi să o faci cât va fi. Primul plus ultimul, știm că sunt toate numele aici, 1 și 41, da. 42. 41. Deci face 42. Da. Ori câte numere sunt, ori 41 este spus bine, supra 2. Și plus unul ăsta care, pe care îl vom aduna imediat. Și aici face 2 cu 42, se simplifică și dă 21. Și ar fi 21 ori 41, un rezultat... 861. 861.
Deci, suma S, de la încep S, este egal acum cu, spunem fără niciun motiv de... Nu stă pe gânduri și spune repede, S este egal cu 2 la 2, 3 la 2, plus 4 la 2, plus puncte, puncte. 41 la 2, plus 862. 862, că 861 este aici, mai este un plus 1 aici. 862. Îți dai seama că avem suma care ne interesează. Dacă am ști să o facem pe asta, deci suntem acum puși în situație, dacă am ști să o calculăm pe asta, dacă am ști rezultatul, am înlocuit în loc de S cât ar fi fost rezultatul și scoatem suma noastră, asta care să o notez, S1. S1, da? Asta. Deci iată că relația este scrisă așa, S egal cu S1 și cea care ne frământă pe noi, S egal cu S1 și plus cât spunem 862. Suntem foarte încântați de idei, numai că am mutat problema noastră. În ce problemă am mutat-o? În calculul acestea. Deci merită acum să ne focusăm. Deci atenția maximă o avem pentru a calcula această sumă. Că dacă noi știm, numai când înlocuim aici, rezultă e sumă. Deci rezultă că e sumă. Va fi egal cu 862 minus S. Da? E sumă egal cu 862 minus S. Ce fericiți suntem. Deci e sumă egal cu 862 minus S. Să ne întoarcem aici. Cum să o calculăm? Pe asta. Păi, văd că între ele este diferență de câte... De câte 4. Nu cred că se respectă. Ar fi 4 aici. Dar 2 ori 3, 6, 3 ori 4, 12. 6 apare diferența. Deci nu e sumă Gauss. Hai să încercăm o chestie. Care e diferența între succesorul lui 3 și predecesorul lui 2? Succesorul lui 3 este 4 și predecesorul lui 2, 1. Între 4 și 1 diferența este de 3. Da? 3. La 3 ori 4. Care e succesorul lui 4? 5. 5. Și predecesorul lui 3? 2. 2. Între 5 și 3? Între 5 și 2? 3. 3. Deci dacă am avea un 3, visăm acum. Mulțim cu 3? Eu te ce chestie. Să mulțim cu toată egalitatea. Că 3-ul ăla este deștept. El, 3-ul, pe care 3-ul magic, hai să zicem noi, ne face un serviciu colosal. Pentru că putem să scriem pe fiecare 3 de acela, da, ca fiind diferența dintre succesorul și predecesorul celui de față. Dar la cine ar ajuta diferența asta? Pare să ne pună, să apară întrebarea asta. E drept că a avut observația asta. Observația este corectă, pentru că e de 3. La fel va fi între 4 ori 5. 4 ori 5, succesorul e 6 și predecesorul e 4, e 3. Între 6 și 3, iar e 3. Nu? Apare întrebarea ta repede acum. Bine, bine. Și mulțim cu 3. Deci ce facem cu 3-ul ăla? Îl scriem exact cum am vorbit. Cum o să scriem pe 3-ul acela? Pentru fiecare 3 apărut. Hai să scriem, apare așa. 3 S am să scriu cu galben 3-ul acela magic, da? Deci 3, 3 ori S este egal cu 1 ori 2, 1 ori 2 și ori 3 plus 2 ori 3 și ori 4, iar ori 3, da. Iar ori 3 plus 3 ori 4 iar ori 3, așa, plus și plus puncte, puncte, și mai departe, plus 41 ori 42 ori 3. Da? Ori 3. Deci, apare așa această șmecherie, 3-ul ăsta magic. Și pe 3-ul ăsta am zis să scriem noi cum mă scriu. Egal aici, 1 ori 2 ori 3, lăsăm așa. 1 ori 2 ori 3, că sunt chiar consecutiv așezați. Plus, pe 2 ori 3, lăsăm 2 ori 3. În loc de 3 de aici, să scriem cu plan, spus eu. Păi plus 1. Să scriem? Da, plus 1. Ne avantajează. 4 minus 1. 4 minus 1. 4, că e succesorul lui 3.
și minus 1, care e predecesorul lui 2. Da? Deci 4 minus 1. Plus 3 ori 4 lăsăm. Și în loc de 3, ce să scriem aici? 5 minus 2. 5 minus 2. Plus sau mai departe, plus puncte, puncte, plus. 41 ori 42 lăsăm. 43. Așa, 43. Minus? 40. 40. Și acum, egal de desubt, să zicem, 1 ori 2 ori 3 lăsăm. Plus. Desfacem paranteza. Adică 2 ori 3 e un termen care s-a distribuit celor doi. Cât va veni? 2 ori 3 ori 4. 2 ori 4 minus 2 ori 3 ori 1. Sau 1 ori 2 ori 3. Da. Deci minus 1 ori 2 ori 3, 1 ori 2 ori 3, plus 2 ori 3 ori 4. Plus, mai departe. Vorbește tu. Plus 3 ori 4 ori 5. 3 ori 4 ori 5. Minus? Minus 3 ori 342. Nu-i 342. 3 ori 4 ori 2. Una este 3 ori 4 ori 2, da? 3 ori 4 ori 2, că se mulțiți aici. Sau 2 ori 3 ori 4, hai să scriu mai deștept, în ordine. 2 ori 3 ori 4. 2 ori 3 ori 4. Știi ce n-ar fi fost următorul aici? Cât ar fi fost? 4 ori 5? 4 ori 5. Deci 4 ori 5. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Deci plus 4 ori 5 ori 6 minus 4 minus 3 că predecesorul punem cu 3 minus 4 ori 5, 5 ori 3. Dar punem pe 3 ca să apară 3 ori 4 ori 5. Și plus puncte cum și-am elevat, plus trebuie să vezi acum ce s-a întâmplat. 41 ori 42 ori 43. 41 ori 42 ori 43. 41 ori 42 ori 43. Minus 40. Da. Ori 41. Ori 42. 40 ori 41 ori 42. Păi o să se anuleze toate în afară de 41. 1 ori 2 ori 3 se duce cu 1 ori 2 ori 3. 2 ori 3 ori 4. 2 ori 3 ori 4 cu? 2 ori 3 ori 4. 2 ori 3 ori 4. Da, este. După... Minus 2 ori 3 ori 4, corect. 3 ori 4 ori 5 cu 3 ori 4 ori 5. Și așa vor veni 2 câte 2. Și 4. Și ăsta de aici cu minus cu cineva din față. Și rezultatul calculului de aici este... Nu se... Taie și 4 și 1 ori 4 de ori. El nu se mai duce cu nimeni. Că uite-te tu. A, nu, da, da. Fii atent aici cum s-a întâmplat. Ei sunt, de aici încolo, cât sunt cu plus, sunt și cu minus. Numărul, că din fiecare apare câte doi. Cât sunt cu plus, sunt și cu minus. Dar fiindcă un plus se adaugă aici, se duce cu un minus, rămâne ultimul plus de aici. Ăsta n-are cu ce să ducă. Da? Da. Deci, încă o dată, dacă te uiți aici, când desfacem, e unul cu plus și unul cu minus, da? Unul cu plus și unul cu minus. La fel, unul cu plus, unul cu minus. Deci, începând de aici, numărul celor cu plus e egal cu celor cu minus. Dar numărul celor cu plus este încă cu unul plus. Și fiindcă ăsta și-a făcut treaba cu unul cu minus, a făcut pe LT, înseamnă că ăsta cu plus la sfârșit nu mai face pe LT, cu nimeni nu se mai reduce. Și rezultatul. Și ăsta e rezultatul. E 41 ori 42 ori 43. 41 ori 42 ori 43. Spectaculos. Spectaculoasă suma asta. Hai să mai insistăm un pic să spunem că a apărut un moment deosebit de interesant. În calculul sumei, fiindcă l-am scris pe 3-ul ăsta ca fiind 2 plus 1, pe 4 ca fiind 3 plus 1, 3 plus 1, când am desfășurat, ne apare 2 la a doua, 3 la a doua și așa mai departe. Ne apare suma noastră. Și este foarte tare. Înseamnă că egalitatea asta, IES ăsta, egal cu IES 1, care ne interesează pe noi, plus 862.
Și atunci am spus, măi, dacă aș putea să o calculez pe asta. Tu pentru început ai încercat să descoperi dacă nu cumva ar fi niște numere, dacă n-ar fi o sumă Gauss, s-a gândit el. El s-a gândit așa, aici 2 ori 3, 6, 1 ori 2, 2, distanța e de 4. Și ca să fie sumă Gauss, trebuie să fie aceeași distanță peste tot, între toți termenii. Numai că, îndată când am văzut aici 12 și 6, gata. Spațiul, distanța dintre următorii 2 e de 6. Și fiind de 6, ne scoate de mână. Suntem puși în situația de a spune așa. Ne sumă Gauss. Dar ne trebuie, foarte tare. Foarte tare ne trebuie să calculăm suma asta, pentru că dacă o știm, n-avem decât să înlocuim și găsim pe sumă care ne frământă pe noi. Sigur că nu ăsta este rezultatul, că este 3 de ies. Nu? 3 de ies. Deci noi avem așa, că 3 ies este egal cu 41 ori 42 ori 43. Simplificăm prin 3 și de aici rezultă că ies va fi egal cu 41 ori 42 împărțit la 3 înăndată, 12, da. 14? 14, da. Ori 43. Deci iesul este egal cu 41 ori 14 ori 43. Acesta este rezultatul. 41 ori 14 ori 43. Suntem clar că acum nu facem decât să locuim aici. Da. Și atunci iesul nu ar fi egal, asta care interesa pe noi, 862 da. Minus 41 ori 43 ori 14, da? 41 ori 14 ori 43. Dar asta este o greșeală undeva. Pentru că, uite, vezi tu, deci S1 egal cu S minus 862. Am scris greșit. Deci S1 egal cu S minus 862. Corect. Eu zic că S1 este egal cu 862 minus S. Și mai lăsați să scriu așa. E uite aici, deci, din egalitatea asta, să scoatem pe S1 cu cine este egal. Trebuie să scrie S în spatele la S. Deci, 826 spatele la S. Deci trebuia să scriu 860 egal cu S minus 862. Da. Da? Deci e greșit aici să modificăm. Egal cu S minus 862. Nu trebuie să mă lași. Deci trebuie să fii foarte atent. Am descoperit greșeala asta, acum când trebuia să fac scăderea și mi-am dat seama că să merge scăderea, altfel era o greșeală. Și va merge de... cu scăderea. Nu mergea, că 41 ori 41 ori 14 ori 42 face foarte, ori 43 face foarte mult. Deci S-ul nu este cât acum, S care înseamnă 41 ori 14 ori 43 minus 862. Deci, atenție multe, suntem împreună și suntem foarte atenți. De aceea suntem doi, da. Bun. Dragule, deci în clipa asta spunem că am rezolvat foarte, foarte bine problema, dar mai reflect totuși și spunem, unde ți-a părut chestia asta? Am zis cu trei. Alo? Da. Păi știți ce s-a întâmplat? Nu am baterie de nuțaș. Dacă nu am baterie, la astea ce am numit acumulatoare ce. Da? Și din cauza asta nu am... Nu numai bateria, dar sunt la acumulatoare. Un acumulator mi-a căzut. Și la stația aceea care mă pun eu, nu am cum să... Sunt două baterii, doi acumulatori. Și unul nu merge. E descărcat. Da. Așa. Deci, am constatat că S este 41 ori 14 ori 43. Asta este S-ul. Deci, să recapitulăm și să spunem așa. Spectaculos este... Că am mulțit cu 3 acolo. Deci este spectaculos. Mai am făcut anul într-a cincea, sigur că da. Deci, tu acolo,
Păi Kenny te-a surprins foarte tare, nu? Da. Cum de fapt ne-a surprins pe fiecare din noi. Ideea de a mulți cu trei. Dar de unde se apare? Ce obiectiv am avut eu? Calculul acestei sume prin mulțirea cu 3, am dorit să-l duc într-o sumă de asta alternantă. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. Deci ăsta a fost obiectivul, da? Să apară o sumă alternantă. Plus, minus, plus, minus. Ei, și cum eu nu am avut siguranța, adică n-aveam de unde să construiesc să le ducă 2 câte 2, atunci este o idee de inventivă, dacă vrei, deosebit de creativă, pentru că produsul a două numere consecutive, produsul a oricăror două numere consecutive, face să fie situată acest termenul și ăștia, succesorul acestuia și cu predecesorul acestuia, dă distanța din 3. Dar dacă ar fi fost, vreau să întreb, dacă aș fi avut suma IES, egal cu 1 ori 2 ori 3, plus 2 ori 3 ori 4, plus 3 ori 4 ori 5, plus și mai departe cu suficiente puncte, plus 5 ori 6, plus puncte, puncte, hai să spunem, 41 ori 42 ori 43. Deci dacă ar fi fost de calculat asta, 1 ori 2 ori 3 plus 2 ori 4 plus 3 ori 4 ori 5 plus punctul 41 ori 42 ori 43, deci dacă ar fi fost asta de calculat, cu cât am fi... 4. Cu 4, sigur. De ce cu 4? Pentru că diferența dintre succesorul lui 4, care e 5, și predecesorul lui 2, care e 1, înseamnă 5 minus 1, 4. Și putem să facem și la plină. Unde? La 1 ori 2 ori 3. 1 ori 2 ori 3 ori 4, atâta tot. Mulțești cu 4 și deja s-o așez la treaba. De acum, 4 acel de aur, 4 de aur, care va apare lângă fiecare, îl scriem aici, ca fiind 6 minus 2, nu? Că 6 este 6 minus 2. Și uite așa, ușor, ușor, rezolvăm treaba foarte, foarte simplu și interesant. Concluzia este următoarea. Deci, în momentul de față, spunem că am prins meteria de calculare unor sume de astea. Deci când sunt 3 termeni consecutivi, sumă de 3 termeni consecutivi, mulțim cu 4. Când sunt de 4 termeni consecutivi, mulțim cu 5. Și uite așa, treaba merge foarte, foarte bine. Concluzia pe care o avem este că am găsit această sumă, S1. Suntem foarte încântați și în ieșițul al tău, acela care a rămas acolo nefinalizat, vei înlocui pe S1 41 ori 14 ori 43 cu rezultatul minus 862 da, și că facem calcul și întâi exact acolo răspunsul. Da. Deci, ele știu, au avut o chestie unde degeaba a fost dat facultativ. Și am făcut. Da. Cât? Că da, ca să fie. Nu? Da. Eu așa mi-am amintit. Da. Chiar atunci am folosit numărul de aur, știi? Când vorbeam atunci. Pe... Profesor, mă înscriu la olimpiadă. Poftim? Mă înscriu la olimpiadă. Da? Te scrii? Da. Vreau neapărat, da, muncim din clipa asta. Trebuie să ne creăm și o responsabilitate maximă. Deci ne ducem pe subiecte mai pipărate, mai interesante și suntem hotărâți să facem o figură bună. Dar uite, de acum pregătirea. Deci muncim și tu vreau să vii așa. M-am gândit la ieșitul ăsta, m-am dus până aici, nu mi-a ieșit asta. Deci, în particular, ne ducem la subiectele de 4 stele, nu, de 3 stele toate. Deci totul facem cu 3 stele și mergem și la 7 stele. Ca numai atunci avem curaj să facem asta. Da? Mă bucur mult! Acesta este un prim pas foarte important. Că trebuie să și crezi în tine. Dar muncim. Asta e sigur. Ok. 7, 8, 9, 16. Rezolvați în Q ecuații. Deci ați trecut, dar nu ne-a dat ce mai pozitive. Pozitive. Și avem... Deci rezolvați în Q ecuații. 2,5x plus 3 egal cu 9,75. 9,75. Păi scădem 3. Așa.
Deci, știu, pentru că spune că x 2,5x, vorbește. 2,5x egal cu 6,75. De unde x va fi egal? Învărțim prin 2,5. X este egal cu 250 împărțit. Atenție! X egal cu cine? Că dacă ăsta ori ăsta fac atâta, x-ul pe cine este egal? 675 împărțit la 250. Așa, atenție! Multă, deci, atenție, nu facem greșeli de astea. La x-ul egal cu rezultatul împărțit la celălalt termen. X egal cu 6,775, data enunțit. Da. Împărțit la 250, da? Simplificăm prin câtoare? Prin 5. Prin 5, dar ai putea să spui deodată mai mult? Prin 10. Prin 25, ori zice. De ce 25? Da, am 250. A, așa. Și atunci prin 25, și ce vine? 67 intră de 2 ori 50. Deci de 2 ori 50 rămâne... De 2 ori, da. 25. 25, 21. 25, 21, da? Da. Supra? Supra 10. Supra 10. Care face cât? Care face 2,1. 2,1, îți spui că ai putea să vorbești, da? 27. 27, uite. Am greșit încă o dată. Deci, au rămas 125, 175, pardon. Că 25 în 60 merge de cât ai spus tu, de 5 fac 50. Da. Și au rămas 1 la scădere. Da? 175. 175 după ce coborăm. Și 175 merge de 7 ori. Corect, corect. Deci 27 pe 10 și cât face 27? 2,7. 2,7. Corect. Mergem mai departe. 0,25 ori x plus 1 ori x plus 1 egal cu 1,5. 1,5. Ce ar însemna? Adunăm, scădem în 1,5. Da. Dacă e pozitiv, direct x e 2. O secundă. Ai zis scădem, adunăm în 1,5? Scădem 1. 1, așa. Păi x egal cu 2. Deci x egal cu 2 spui tu de dată? Da. Cum ai gândit? Aici. Pentru că scadul nu-și vine 0,5, 2 ori 0,25 și 0,50. X egal cu 2, care? Acum? 5 supra 3x. 5 supra 3 ori x, da. Așa, da? Plus 2 pe 9. 2 supra 9. Egal cu 1 întreg și 1 pe 3. 1 întreg și 1 pe 3. Echivalent. Păi introducem... Da. Și vine 5 pe 3x. 5 supra 3. 3x plus 2 pe 9. Plus 2 pe 9 egal cu... Hai să spunem egal deodată, te rog. 4 pe 3. Egal cu 4 pe 3 minus 4 pe 3 minus 2 pe 9. Minus 2 pe 9. Echivalent. Echivalent cu... 3 deci 5 supra 3 ori x. Păi pe primul nu mulțim, îl amplificăm cu 3. 3 ori 4, 12. Deodată, da. Deci 12 minus 2? 10. 10 pe? 10 pe 9. 10 pe 9. Și? Acum împărțim 5 pe 3. Deci împărțim totul printr-un... Atunci, în fel, am spune x egal cu 10 pe 9 ori 3 pe 5. Ori 3 pe 5. L-am împărțit, da? X egal cu, x egal cu 10 pe 9 ori 3 pe 5. Ei, dacă nu sunt cu 3 pe 5... 10 cu 5, 9 pe 3. Așa, și ne dă... Și cât? X egal cu 2 pe 3. 2 pe 3. Deci, atât, x egal cu 2 pe 3. Alte greșițiu? 0,2 în perioadă x. 0,2 în perioadă x. Așa. Plus 0,5. Dar nu e x în perioadă? Nu. 0,2 în perioadă x. Ori x. X-ul trebuie așa. Egal cu 0,75. 0,75. Ce rog? Echivalent. Așa, ca să nu știu ale... Da, păi... Așa. Scadă în 5. Așa.
scad în 0,5. Da. 0,2 în perioadă. Da. Ori x egal cu 0,25. 0,25, corect. Trebuie să împar printr-un 0. Pot să duc tot în fracție. Așa. Să fie mai ușor. Deci echivalentul a spune că x egal cu... Sau scrii mai întâi pe asta, nu? Da, puteam să spun că x egal cu 25 pe 10... 25 pe? 25 pe? Pe 100. Da. Împărțit, hai să spunem, împărțit. Ah, puteam să spun ori 9 pe 2. Ori 9 pe 2, așa se spune. Ori? 9 pe 2. Ori 9 pe 2. Adică ăsta ar fi fost 2 pe 9 și tu ai mulțit cu... Și ziceam sub. Da? 9 pe 2. Corect. Și facem egal mai departe. Ce putem face aici? 25 cu 2, nu. 100 cu 9. 100 cu 9, nu? Nu. Nimic. Ai cum? 25 cu 100 nu merge? A. 100 cu... Da. Prin cât? Prin... 25. Și face cât atunci? 1 pe 4? 1 pe 4. Ori? 9 pe 2. Ori 9 pe 2. Care zi de cât? 9 pe 8. 9 pe 8. Bun. Alt... 5 pe 6 x 5 supra 6 x împărțit la 1 întreg și 1 pe 2. Împărțit la 1 întreg și 1 pe 2. 5 pe 6 5 pe 6 ori x împărțit la 1 întreg și 1 pe 2 egal cu 0,25. Așa. 5 pe 6 ori x împărțit la 3, 3 pe 2. Da. Egal cu 25 pe 100. Adică cât 25 pe 100? 1 pe 4. Așa. Echivalent. De 4 echivalent cu 5 pe 6 ori x egal cu 1 pe 4. 5 pe 6 x. Egal cu 1 pe 4. Da. Ori 2 pe 3. Ori? 2 pe 3. Sigur, așa este? Da. Cum ai gândit? Ca să acolo e împărțit sau ori? Împărțit. Înseamnă ori, adică vine împărțit. Stai puțin. Da, eu stau. 1 pe 4 ori 3 pe 2. Da. 1 pe 4 ori 3 pe 2 va fi. Dar eu, ca să nu vezi că tu ai avut un moment de nesiguranță. Mi-aș fi făcut operația asta aici și până ce rezultat scoteam x. Adică cum se împart aici două fracții? Mulțim prima cu aia? Nu e nimic. Rămâne ori x. Ce? Ăsta ori ăsta și ori inversa ei. Da. Deci ce apare? 5 pe 6. Hai să luăm așa ca să vedem dacă așa este cu spuitul. 5 pe 6 x ori x ori, cât ai spus, ori 2 pe 3, parcă, nu? Egal cu 1 pe 4. Scriind așa, faci și operațiile acum de simplificare care se impun. Iată cu 2 cu 6 de aici. Da. Și ai rămâne 3 aici. 3 sus 1. Și acolo 1. Și atunci echivalent, te rog, repede. Hai, mai iute. Echivalent cu 5 pe 3. 5 pe 3 pe cât? 5 pe 3 sau pe 9, ca să facem pe dată? Pe 9. Da, sigur că da, nu pierdem timpul. 5 pe 9 x egal cu 1 pe 4. 1 pe 4. Și de x aici va fi egal? X va fi egal cu, împărțim printr-un, sau mulțim cu 9 pe 5. Așa, x egal cu 1 pe 4, ori 9 pe, 9 pe 5. 5. 9 pe 20. 9 pe 20, rezultat. Dacă mergeam